Avertizare MAE, Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau călătoresc în Croația că, potrivit prognozelor meteorologice locale, în perioada imediat următoare vor fi ninsori masive. Ministerul Afacerilor Externe informează că, din cauza stratului de zăpadă de pe carosabil, se înregistrează întârzieri ale mijloacelor de transport în zonele montane Lika și Gorski Kotar, în partea centrală și nord-vestică a Croației, iar pe mai multe tronsoane de drum circulația a fost suspendată. Cele mai multe drumuri sunt umede și s-a format polei, în special în zona podurilor și viaductelor. Din cauza vântului foarte puternic, circulația rutieră este suspendată pe autostrada A7 Dragaș-Mrica, în ambele direcții, și pe secțiunea drumului Adriatic DC8 Senis-Veta Maria Magdalena. Șoferii sunt sfătuiți să adapteze viteza de deplasare la condițiile de drum, să mențină distanța de siguranță între autovehicule și să mențină aprinse farurile și pe timpul zilei. Date fiind condițiile de conducere pe timp de iarnă, există o interdicție de circulație a vehiculelor de marfă cu remorcă, iar toate celelalte vehicule trebuie să utilizeze echipamentul de iarnă pe drumurile din zonele afectate de zăpadă. Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României în Republica Croația, +3 851 46 77 660 sau +3 851 46 10 009.